vremea aceea când Hristos propovăduia, era un templu oameni care se ocupau cu vânzările, erau comercianți. Și venind Hristos, le-a dărâmat arabele și a spus, casa mea, casa de rugăciune se va chema. În ziua de astăzi, cine mai vine să mai dea peste cap aceste vânzări, aceste negoțuri? Dacă nu Hristos vine în cugetul unui om mai curajos și dărâmă aceste tarabe ale mândriei. Oare Dumnezeu nu lucrează prin oameni, ba chiar lucrează în fiecare zi pentru că este viu și lucrează cu orice materie vie, materială, organică și neorganică. Deci să fim cu luare minte la Sfânta Evanghelia lui Hristos și să ne ajute Dumnezeu în fiecare zi să trăim după poruncile sale. Amin.